User 947459877104. Cum ai procedat pentru a cumpăra acțiuni la Hidroelectrica? Cât ai investit? Mersi. Mulțumesc pentru întrebare. Nu știu cum se te cheamă pe numele real. Poate ți-l schimb și o să pot data viitoare să-ți răspundă pe numele tău real. Am procedat în felul următor. Există o aplicație în Google Store pentru cei care folosesc Android sau pentru cei care folosesc iPhone-ul, probabil și în magazinul Apple, se găsește această aplicație, se numește Tradeville, se scrie T-R-A-D-E, Trade, Ville, se scrie V-I-L-L-E. Este într-un cuvânt Tradeville, deci încă o dată, Tradeville cu 2 de L într-un cuvânt. Aceasta este o aplicație prin care îți faci un cont în compania de vânzare, cumpărare, acțiuni Tradeville, da? Este un intermediar între cetățeni și piața de bursa de valori București, unde oricine poate să cumpere acțiuni, în primul rând pentru companiile românești. Apoi, recomand să ai un cont la Libra, îți va trebui oricum un cont bancar, pentru că va trebui să-ți alimentezi acest cont Tradeville, da? În această aplicație pentru a putea să cumperi acțiunile respective, dar și dacă le vinzi să poată ei să-ți vireze banii. Cea mai bună bancă pentru, din punct de vedere al timpului cât mai scurt de investiție este Libra. Libra are un contract cu Tradeville și banii apar din contul Libra în contul Tradeville într-o chestiune de câteva ore de obicei. Ieri, de exemplu, când am transferat eu pentru Hidroelectrica, datorită faptului că erau foarte multe cereri de cumpărare Hidroelectrica, că ieri a fost prima zi în care s-a listat și toată lumea s-a înghesuit să cumpere, a durat mai mult ca de obicei, dar tot în aceeași zi banii au intrat din contul Libra în contul Tradeville. Libra este o bancă accesibilă din punct de vedere al tranzacțiilor online. Ei sunt specializați pe tranzacții online și să-ți deschizi un cont la ei relativ ușor. Din câte știu, costurile de administrare ale contului online Libra sunt zero, deci nu plătești niciun comision, nu plătești nimic. După care, suma minimă pe care trebuie să o ai pentru a cumpăra acțiuni la Hidroelectrica este de 5600 de lei, adică 50 de acțiuni. Există un preț minim și un preț maxim, pentru că așa este la bursă, undeva la 90 ceva de lei prețul minim, undeva la 114 lei, dacă nu mă înșel, prețul maxim. Ele, când se lansează ordinul de cumpărare a minim 50 de acțiuni, pentru că atâta este listarea minimă pentru cumpărare 50 de acțiuni, pleacă cu prețul maxim, deci 50 ori 114, dacă nu mă înșel, are și undeva la 5600 de lei. Dar, în cazul în care ele se vând către cumpărător, deci către noi, la un preț mai mic, diferența îți va fi transferată înapoi în contul tău din Libra sau din ce bancă ai decis tu să folosești pentru alimentarea contului Tradeville. Deci 50 de acțiuni este minimul, 5600 de lei este suma minimă pe care trebuie să o investești într-o primă fază, după care această listare se va termina undeva pe 4 sau 5 iulie, în orice caz, dacă nu mă înșel, prima săptămână a lui iulie se va termina și vom afla toți cumpărătorii la ce preț ni s-au achiziționat acțiunile. Dacă e la prețul de 114 lei, dacă nu mă înșel, atunci va rămâne suma finală de 5600 de lei. Dacă ele s-au vândut la un preț mai mic, diferența între 5600 și cât ar fi, ți se va transfera înapoi și vei avea cele 50 de acțiuni minime, da, necesare, adică ăsta care e minim obligatoriu să cumperi, le vei avea, le vei vedea în portofoliul tău de acțiuni din contul Tradeville. Este foarte simplu, este foarte ușor, aplicația în limba română pentru că este o companie românească. Tu nu trebuie să modifici nimic, deci în momentul în care, de fapt, și în prospectul, dacă cauți listare Hidroelectrica pe Google, vei vedea, te va duce la un site al lor unde ți se explică într-un prospect ce trebuie să faci, se va deschide o pagină și va spune acolo sunt de acord să devin, să cumpăr acțiuni sau ceva de genul ăsta, sunt de acord, în orice caz trebuie să bifezi sunt de acord și ți se va deschide pagina de la Tradeville. Fie prin aplicație, dacă ai aplicația pe telefon sau pe tabletă, pe ce o ai, fie dacă ești pe un laptop, ți se va deschide din browserul de pe laptop. Tu nu trebuie să mai modifici nimic, vei vedea că prețul minim e 5600, numărul minim de acțiuni e 50,
Dacă vrei mai multe acțiuni, în loc de 50, pui 100, 80, 90, 1000, 10.000, câte îți permis să cumperi, da? După care vei da pe lansare ordin. Vei da pe lansare ordin, ordinul îți va cere să confirmi ordinul respectiv, după care dai confirmare ordin sau ceva de genul ăsta, nu mai mi-aduc aminte exact cum scrie și asta este tot. Deci nu e nicio filozofie. Acum, pentru cei care vreau să fac așa o paralelă. Știți foarte bine, mai ales cei care urmăriți aur, că aur s-a opus cu surle și trâmbițe împotriva listării hidroelectrică sau a oricărei alte companii de stat. Haideți să lămurim ceva. Cei de la aur care au făcut chestia asta sunt ori analfabeti funcționali, ori niște ipocriți ordinari. Scurt pe doi. Deci, hidroelectrica este o companie de stat. Statul încă deține 80 ceva la sută. Ce s-a listat la bursă din hidroelectrica sunt vreo 20% aproximativ care erau deținute de fondul proprietatea. Dar fondul proprietatea este tot un trust de investiții deținut în marea majoritate de stat și care consistă în mai multe companii de stat, multe din ele în domeniul energiei, da? Și statul a luat decizia să lichideze acțiunile pe care le avea în fondul proprietatea și să rămână doar cu pachetul cel majoritar de 80%. Deci, oricum, statul în continuare, pentru naționaliștii de carton, statul rămâne în continuare acționarul principal cu peste 80% acțiunea hidroelectrică. Doar ceea ce deținea fondul proprietatea, care și aia la rândul ei era tot majoritate deținută de stat, dacă nu chiar în totalitate, nu știu exact, doar aia s-a listat la bursă. Deci, undeva la 20% din 100% acțiunile deținute de stat s-au listat la bursă. Mai eu vin și vă întreb pe voi, așa românește, așa cum am explicat și acestui domn sau doamnă, nu știu ce este, cât este minimul? Minimul necesar de a investi la hidroelectrica și de a deveni tu român proprietar la hidroelectrica este de 5.600 de lei. Dintre cei care sunt în diasporă, cei care au votat aur, cum am fost și eu în 2020, câți credeți acum, sincer, vorbind realist, fără caterincă, câți credeți că nu au 5.600 de lei în contul din bancă, din Occident, în muncesc ei, astfel încât să cumpere un minim de 50 de acțiuni și să fie și ei proprietari la hidroelectrica. Câți credeți că nu-și permit 5.600 de lei? Hai să nu-i luăm pe cei din România, cu toate că eu sunt în România și nu câștig decât vreo 3.000 ceva de lei pe lună. Atâta câștig, fraților. Și tot mi-am permis să investesc 5.600 de lei. Da? Tot mi-am permis. Cu salariul din România, dar ăla care face în Occident 2.000 de euro, muncind, nu știu, la cules de sparanghel. Am dat cel mai nasol exemplu dintre toate. Nu că ar fi, nu cred că majoritatea românilor muncesc la sparanghel. Dar i-am luat pe cei mai amărâți. Ăia fac undeva la 1500-1600 minim de euro pe lună. Da? 5600 e undeva la 1200-1300 de euro. Tu nu-ți permiți, tu nu ai strâns destui bani încât să-ți poți să-ți cumperi de 5600 de lei și să devii proprietar la hidroelectrica sau pur și simplu nu te interesează. Dar atunci de ce ieși cu furca și cu toporul în stradă și strigi ca tâmpitul? Nu, listați hidroelectrica, nu. Cu alte cuvinte, eu, alt român care sunt naționalist și patriot, să nu pot să devin proprietar și să am o bucată dintr-o companie, una dintre cele mai profitabile companii din România, că nu cea mai profitabilă la ora actuală. De ce? De ce mai boicota, dacă tu spui că ești naționalist și patriot, de ce boicota alt frate de al tău să devină proprietar frate, să aibă proprietatea lui privată în România? Fie că e o casă, fie că e o mașină, fie că e un teren, fie că sunt acțiuni la bursă într-o companie de succes românească. Deci vă dați seama cât de mult vă manipulează cei de la aur, care vă spun, nu, să nu fie listată hidroelectrica, statul să rămână pe când stat pe proprietar pe ceva. Mai sunteți voi proprietari? Noi, poporul, mai suntem proprietari? Dacă casa aia de acolo din față e a statului român, înseamnă că e a mea sau e a statului român? Dar ideea asta tâmpită nu între naționaliștii noștri de carton, că statul egal poporul, serios? Adică voi sunteți statul, nu? Statul suntem noi. Nu. Statul sunt niște oameni care ne conduc pe noi. Și când statul e proprietar pe ceva, stat e proprietar pe ceva. Nu poporul e proprietar pe ceva. Un naționalist care are doi neuroni în cap vrea să fie el proprietar pe ceva. Da? Deși de la aur v-au mințit. Și acum poate întrebați pe George Simion din cei 400.000 de euro cadou de la nuntă. Cât a investit să cumpere acțiunea hidroelectrica ca un bun naționalist ce ești, să devină și el proprietar la hidroelectrica? Cu 400.000 de euro poți să cumperi un pachet serios din cei 20% care s-au listat. Da? O întrebare așa pentru cei care gândesc.